Cu proteste în Maramureș, alaiul Luntașilor n-a putut ajunge la primărie din cauza unor săteni care protestau la poarta edilului. În zadar s-a rugat ginerele de protestatari să-l lase să se însoare, oamenii n-au fost declintit. În cele din urmă, mirii s-au strecurat printre protestatari și s-au căsătorit în ritmuri de huiduieli. Florin și Ancuța au fost singurii care au avut parte astăzi de aplauze la turți. A durat ceva până au reușit să treacă printre cei 300 de protestatari. Au ajuns în fața primarului abia după ce au defilat și pe lângă mascații aduși în localitate. Da. S-a auzit în spate? Da. Da. Ea e hotărâtă, Mireasa. Hotărâți au fost și ceilalți săteni din turți să protesteze. Cei mai mulți lucrează în străinătate și sunt supărați că își strică mașinile pe drumurile din zonă. Așa că s-au pus în stradă cu tot cu autoturisme. Se bate joc de noi, mă, dar eu stau să mi bei circul cu mașină pe aici. Dar poți să poate circula. Dar le drumurile cum sunt acum, domnule? De 20 de ani, domnule. Impozite la mașini, 20 de milioane, unde le bagă? O mizerie, domnule, o mizerie. Dar să plătim impozite și taxe. Își bate joc de oameni. Firma care a câștigat în urmă cu un an licitația organizată de Consiliul Județean pentru drum ar trebui să-l dea în folosință din noiembrie, numai că n-a lucrat mai nimic până acum. Iadul care